la 6. Eu nu mai stau, să știți. Mai stai, la mai stai. La 5 jumate, nu uită. Cu 20 înainte, cu 5 jumate.
Mult frumos, Feder! Doi! Da, Anghiță, te-ai făcut de râs. Opa! Doi, doi! Mai îngheață lucrurile, pentru că este, începând de astăzi, anotimpul denumit generic. Anotimpul denumit generic. Vară, da, bravo. Perfect. Păi de că a venit cealaltă vară, vara care începe pe 1 decembrie. Așa cum vă spuneam, avem un program cu totul și cu totul special dedicat Zilei Naționale a României, țara noastră! Colegii și prietenii noștri de la Opera Brașov se instalează acum și lor le place frigul și mai ales instrumentelor lor le place frigul. Dar o fac pentru noi, pentru brașoveni, și le mulțumim din suflet. Haideți să-i aplaudăm Opera Brașov! Vă mulțumim pentru efortul pe care faceți pentru noi în această seară. Destul de, dar asta e iarna, ce să mai... Dacă era cald, nu ne plăcea. De fiecare dată când spune cineva, bă, e fric, păi și asta vară n-a fost cald? A fost foarte cald. În curând o să avem și momentul acela îndelung, mult așteptat de toată lumea, și anume aprinderea luminilor de sărbători aici în municipiul Brașov, exact în inima României. Ne mai încălzim, mai pârâim, mai... ce să... fric? Fric, fric. Sărbători, sărbătorile Crăciunului, wow. Nu? Sunteți foarte mulți! Să vedem dacă viorile sunt în grevă. A, poate că nu sunt. La câte grade funcționează vioara asta, mă, normal, așa? De la 15 încolo, nu? Nu-mi coace! Haideți din nou să aplaudăm pe prietenii noștri de la Opera din Brașov! Mulțumim! Salut! Pariu că sunteți de la unison voi, nu? E incredibil! Ce echipă avem în seara asta în Piața Satului! Ce echipă! Serioasă! Să știți că dacă aplaudați, vă încălziți! Copii! Hai să facem... faceți voi un pas în spate, doar un singur pas. Da? Îi invităm alături de noi pe scenă, în primul rând, pe primarul municipiului Brașov, domnul George Scripcaru. Bună seara! Poftiți, domn primar! Pe domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov. Și de asemenea, pe... s-a lipit un englez, s-a lipit de primar. Îl cheamă Charlie Outley și face Brașovul și România în general cunoscute în lume. Charlie, where are you? Come here! E cu filmul Wild de Carpatia. You look exactly like a non-Romanian. Thank you.
Te uiți sus. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru că este 1 decembrie, se intonează imnul național al României. Păi da, ca la meci. Bună seara, Opera Brașov! Iată că opera în această seară are un sentiment foarte călduros pentru noi. Nu le-a fost fric și au acceptat să vină alături de noi în Piața Sfatului, în Brașov. Bună, Charlie! Bine ai venit! Bine ai revenit la Brașov, prietenul nostru Charlie Oddly, care promovează România, pe care l-ați văzut foarte mult și care este un prieten al Brașovului. Să știți că ceea ce se întâmplă în Piața Sfatului în seara asta va fi foarte, foarte vizualizat pe tot Mamabondul, pentru că Charlie Oddly în seara asta împreună cu noi vom prelua ceea ce se întâmplă în Piața Sfatului și vom duce în toate țările din lume Brașovul. Așa că trebuie să fim foarte bucuroși, să fim foarte entuziaști în această seară. 1 decembrie
este Ziua Națională a României. Mă bucur foarte mult să ne revedem cu mulți dintre dumneavoastră aici în Piața Sfatului. Gândul nostru să fie și pentru cei care astăzi sunt poate în alte locuri în lume, sunt concetățenii noștri pe care trebuie să-i apreciem și să ne gândim la prieteni, la familii și la cei care ne sunt apropiați în viața noastră de zi cu zi. Este o zi importantă pentru noi toți, să fim împreună, să rezonăm împreună, să fim uniți, indiferent de ceea ce credem unii sau alții, astăzi este ziua noastră a românilor. Așa că în această seară, aici împreună cu copiii de la Unison, opera din Brașov, președintele Consiliului Județean, Charlie Otley, și cu prietenul meu, Dan Ghiță, cred că în seara asta vom avea o seară foarte plăcută aici în Piața Sfatului din Brașov. O să încercăm să facem și în această seară ceea ce am făcut de atâția ani de zile. Sper să ne iasă, pentru că ne-am gândit foarte mult cum să pregătim această seară. Sper să fie făcut ceea ce așteptați dumneavoastră, să facem mai bine decât anul trecut sau foarte bine de acum câțiva ani de zile. Important este că în această seară suntem aici împreună, simțim românește și ne bucurăm împreună de Ziua Națională a României, 1 decembrie. La mulți ani, brașoveni, la mulți ani, România, de aici, din Piața Sfatului! Haideți să vedem dacă ne iese ceea ce am gândit noi cu bradul din Piața Sfatului. Este un brad foarte falnic. Este din pădurile Brașovului. Are vreo 70 ceva de ani, ca și vârstă. Sper să ne iasă cum am gândit noi, să știți că am făcut foarte multe pregătiri. Dacă din punct de vedere tehnic lucrurile sunt pregătite, haideți să vedem ce se întâmplă în următoarele clipe. Numărăm, nu? Ca de obicei, nu? Haideți să vedem. Ați pregătit telefoanele? Cine e live pe Facebook să ridice una? Bravo! Despre asta vreau să aflu. Dane, hai să vedem ce... Începem de la 10 până la minus, până se aprinde bradul, da? Aprinde. 10! 5, 4, 3, 2, 1. Ia să vedem. Hai. Știți că încetul cu încetul. Ia să vedem. Filmați, pozați. Iată că se aprinde. 5. Și culoare verde. Este culoarea, cred că, cea mai plăcută a acestui an, a acestei seri. Este un brad pe care l-am pregătit cu foarte mare migală în următoarele, în ultimele zile. Dar să vedeți că încă se mai aprinde încetul cu încetul. Luați imagini, pentru că acestea sunt imagini pe care puteți să le preluați, să le filmați, să le transmiteți și la cei care astăzi poate sunt în altă parte în lume sau, ce știu eu, în altă parte în România. Este culoarea verde. Cred că această culoare ne caracterizează și ne preocupă pe noi, ne reprezintă în această perioadă, în acest sfârșit de an. Brașovul este un oraș verde, un oraș care promovează ceea ce înseamnă mediu, un oraș care are această preocupare în următoarea perioadă. În fiecare săptămână avem câte o surpriză. Pe data de 5 copii, pe 5 ne vedem aici în Piața Sfatului, da? O să avem niște păpuși gigantice, o să avem Teatru Arlechino cu un spectacol super pentru voi. 5 este ziua în care ne pregătim cu minți să-l așteptăm pe moș. Moș Nicolae! Cu nuielele, da, da, da. Așa, moș Nicolae. După care în 21 ne întâlnim iarăși în Piața Sfatului. Vin colindători de peste tot din România. O să avem un spectacol superb aici cu colinde din toată țara asta noastră frumoasă. Și dacă n-aveți alt program de Revelion, ne vedem tot aici în piață. O să fie bine, o să vedeți.
cântă Smiley, o să fie wow, cool. Regulă? La voi. Charlie? I'd just like to say, la mulți ani, România, thank you Brașov. I feel very adopted right now, and if you want to see how beautiful Brașov and the whole area looks tonight on Digi24, White Carpathia, in partnership with the City Hall, you can watch it for yourselves on Digi24 at 11 p.m. So hope you're all watching. Thank you, bless you all, and it's wonderful to be here. Ce senzare să vă zic? Digi24, da? Bun, mulțumim frumos! Domnule președinte, dragi brașoveni, dragi oaspete Brașovului, la mulți ani de Ziua Națională a României, de aici din Piața Sfatului să dea startul sărbătorilor de iarnă, să dea Dumnezeu să avem o iarnă pe măsură și anul viitor să ducem mai departe idealurile noastre ale brașovenilor. La mulți ani! Mulțumim frumos! Haideți să vedem ce urmează în această seară în Piața Sfatului. Cred că o să ne bucurăm foarte mult de ceea ce o să urmeze. Dragi copii, să îi rugați pe părinți și pe bunici să veniți aici în Piața Sfatului în această lună, începând cu această seară, pentru că avem căsătorii Moș Crăciun, avem în Piața Sfântul Ioan, de asemenea acolo un brad foarte frumos, și de asemenea aici în Piața Sfatului va fi o lună plină de bucurii și de ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă în Brașov. La mulți ani România, la mulți ani Brașov, o seară plăcută! Mulțumim frumos, domnule primar, mulțumim frumos, domnule președinte, mulțumim Charlie! Rămânem cu prietenii noștri de la Opera din Brașov, care mai au două surprize până înainte să înghețe de tot. Mulțumim frumos, după care o să ne întâlnim cu Upson, o mântie a Brașovului, corul unii. Și grupa... Da, Cico! Da, așa merge. Rămâneți alături de noi, ne distrăm și avem și artificii, vă zic eu, la momentul potrivit. Ia, avem și artificii. E, asta cine știe? Ce alea trebuia acum, după aprinderea bradului.